astăzi 24 de ore vom avea șofer personal. Vom merge prin tot Dubaiul. Încercăm să facem cât mai multe atracții. Iar voi la final trebuie să ne spuneți cât am reușit. Și dacă această călătorie a fost interesantă și pentru voi. Pentru a ne susține, veniți de la bun început cu un mare like. Haideți să vedem câte like-uri putem strânge la acest video. 10.000, 20.000 sau 30.000. Nu avem decât să mergem. Let's go. Mami, hai în parcare. În parcare, afară nu-i. Am ajuns în parcare și nu e nimeni. Eu abia aștept ultima atracție. Da, ultima atracție, pentru că noi deja avem în plan multe obiective. Voi scrieți-ne în comentarii, după fiecare obiectiv, ce părere ați avut. Sunt cel puțin 9 obiective în acest traseu. Dar nu trebuia să le spui mami. Poate pot fi mai mult de 9. Cel puțin am zis, de asta. Scrieți-ne în comentarii. Eu sper să reușim să facem cât mai multe. Și să facem cât mai multe poze. Mă duc să verific și în fața hotelului din nou. Poate e acolo. Haide, hai. Șoferul întârzie. Șoferule, unde ești? Așa e, unde ești? Dățile trecute noi întârziam și el ne aștepta. Dar acum noi îl așteptăm. Încă nu a venit. Noi trebuie să avem răbdare. Va veni. Ca să ne-am înțeles. Briana caută un alt taxi, ia uitați. Teo, hai și tu. Nu e aici, poate a ajuns în parcare. Acum vin și eu. Mașina e în față, mi-a trimis poză. Noi de acolo venim, nu era nicio mașină. Ne mai uităm și noi. Să vedem, poate mai avem noroc. Aceasta este mașina. Să intrăm. Mașina este lux. Ne punem centurile, îl avem pe domnul Rahumat. Yes. Și el ne va fi ghid pentru toată ziua. And driver, yes. Șofer. Eu sunt în brațul la Teo. Am ales varianta aceasta cu mașină închiriată, dar și șofer personal. Deoarece ne-am dat seama că așa pierdem mai puțin timp decât să alergăm noi după fiecare taxi în parte, să căutăm taxi cu multe locuri pentru că noi suntem mulți. Prețul l-am negociat și am negociat și pachetele pe care le vom face astăzi, ceea ce vom vizita. Toate acestea le-am luat de la o singură persoană, cea despre care v-am zis într-un vlog anterior. Ariana a dormit. Venim și noi la poze! Da! Eu i-am pus jucăria! Aici e Dubai Marina, aici se vede foarte frumos linia orizontului. Foarte aproape orizontul ăsta, pentru că sunt multe clădiri înalte și de aici se fac cele mai interesante poze. Aceasta este prima atracție de azi, Dubai Marina! Și eu fac poza prima! Nu, eu îmi face poza mie! Toată familia va face poze aici și va admira peisajul. Vă place? De la Dubai Marina mergem în altă parte. Oare unde vom merge? Stați aproape să vedeți următorul obiectiv. Ne-am mișcat foarte repede, 5 minute și mergem mai departe. E frumos așa la promenadă. Barbie, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Am ajuns în a doua atracție, Blue Sky Island din Dubai. Blue Sky. Fetele intră în magazinul de jucării. Hai să Pennywise și Chucky și personaje despre care nu știm multe. Pe al treilea personaj nu știm. Barbie. Barbie mare. Nu vine să cred. Sailor Moon. Nu cred. La cele desene am copilărit noi. Și acolo Sailor Moon. Sunt doar animeuri. Jucării peste tot. Eu vreau o jucărie de aici. 2, 3, 4, 5, 10. Eu vreau multe. Fetelor, nu avem loc în bagaje. Am venit prea plini. Nu ne mai primesc la aeroport cu încă un bagaj în plus. Nu, că nu ai. Da, toate sunt noi. Wow! Asta te-a jucărit! Asta pisi soare, nu așa o chemăm. Unde să ne băgăm? E bucuria mea că fetele le pot doar vedea. Bucuria mea că le pot lua.
Bri, trebuie să-ți explicăm ceva. Noi mergem cu avionul și nu ne primesc ele pe avion, nu avem loc în bagaj. Nu prea înțelege, nu știu cum să explicăm. Voi ce sfaturi ne dați? Scrieți în comentarii. Să înțeleagă și Bri că nu se poate, oricât ne-am dorit. Asta da! Dacă alea nu încăpeau, tu crezi că asta încape? Da! Cu două din alea? Bucătăria lui Brioșel. Briana, trebuie și... să mai aștept spre 2 ani până apară și astea în România. Dar Briana, de ce îi luăm numai lui Brioșel? Nu-i luăm. Sunt prea mari pentru avion. O jucărie mică, da, dar așa ceva, nu. Personaje Disney! Aceasta costă 83 de dirhami și e destul de mică. Uite și mai câte. Plușuri. Pac-Man. Jocuri extraordinar de interesante. Joci real. Nu mi vine să vezi ce-am găsit. Wow, Sailor Moon și Chibita. Rainbow corn cu corn transparent. Cu apă. Cu apă și peștișori, la noi nu sunt. Și miraculos. Lucruri noi. Eu vreau ceva gaj. Măcar ceva simbolic, care se încapă în bagaj. Bingo și blu. Parcă se ducea mai mult Gabi. Bate și bingo și blu. Hagi wagi. Două fețe. Multe popuși și mașini. Asta care eu am, doar că e mică. Nu vreau. Aceștia sunt niște pusuri dintr-o poveste. Cereale, Fruit Loops. Până la urmă, Briana vrea o bilă. Foarte multe jucării din Harry Potter, Stăpânul Inelelor și așa mai departe. În aventura noastră l-am găsit pe... Pokémon! Pikachu! Pikachu! Wow! Acesta e de vânzare. Uite-l ce e aici! Putem să ne jucăm! Pac-Man! Chiar mă joc! Nu cred! E real! Vreau și eu să mă joc! Eu trebuie să mă joc! Foarte tare, vreau și eu! Bravo, Teo! Du-te la ăsta, nu! Nu să-i prinzi, trebuie să fugi de ei! Mora, cred că ai și alte jocuri! Mortal Kombat! Pri, dă-te la o parte, ăla e pentru mine! Nu, tu-i tot chiar! Aprinde! O bine Pokémon! Și se transformă în Pokémon Mario! Și priviți pe cine am găsit! Acesta e Luigi! Și ei doi fac o pereche perfectă! Să-i luăm? Parcă n-aveam loc în bagaje, tati! Oh, am uitat! Să-l punem la loc! Dar mi-aș fi dorit! Chiar sunt frumos! Și noi suntem niște copii, să știți! Da, dar noi suntem niște copii care înțeleg! Avem și alții care nu prea înțeleg! Și raftul cu Squishmallows. Cât sunt? Sonic în Squishmallows. Și Nemo. Wow, e asta? Ciudat la textură. Wow, Spider. Gata, fetelor. Hai, ați luat ceva simbolic? Încă nu. Grăbiți-vă, pentru că în Blue Sky Island mai avem multe de văzut. Repede. Eu asta vreau cu prințese. E un joc în care trebuie să fie la fel și cu Disney. E drăguț, da. Sună clopoțelul, haideți, veniți! Și pentru mine, unul cu prințese. Mai aveau și cu altele, dar eu unul cu prințese. Și eu sunt Hal, cu jucăriile. Am vrut să ne dăm în roată, dar guvernul a hotărât să o oprească. Nu înțelegem motivul, nici cei de aici nu știu. Ne place brisa asta de mare. E super! Extraordinar totul. Taco a day, keep the sadness away. Adică un taco pe zi ține tristețea la distanță. Let's be happy. Să fim fericiți, mâncăm un taco? Vreau un taco. Despre asta este vorba. Și marea în față. Priveliște superbă, ne urcăm pentru poze. 1, 2, 3 și... Hai, mami. Ah, ce bine e cuvânt. Suntem abia la al doilea obiectiv. În spatele meu, se vede? E păcat că nu ne puteam urca în ea. Cred că vedeam și palmierul de aici. Cu siguranță vedeam și palmierul din roată.
scrieți-ne în comentarii dacă voi știți cum se numește această clădire. O să-mi fie dor de vremea asta superbă când ne vom întoarce acasă. Aici e un alt mall, în Blue Sky Island. Găsim ieșire pe partea cealaltă unde ne așteaptă mașina. Wow. Hai un pic aici. Hello. Ce e asta? De ce sunt în aer? Păi am magnet de desubt și plutesc. Trebuie să luăm bilete ca să putem intra. Din păcate nu avem timp. Șoferul ne așteaptă. Până la urmă vizităm orașul iluziilor. Să mergem! Intră aici și fă poza de cealaltă parte. Nu cred! Uite unde sunt ele! Nu așa, că să faci poza de aici fără să ți se vadă picioarele, ca iluzia să fie completă și să se vadă doar capul, te odorei pe masă. Hai, Teo! Și acum rândul Brianei. Lasă mâinile în jos. Și eu. Și mie mi-e foame, oare ce pot să mănânc? Ce bun! Perfect, mobile! Se pot cumpăra și la ieșire. Spuneți-ne în comentarii cum a reușit sticla aceasta să rămână suspendată de un lanț. Eu am văzut una suspendată de un lemn, așa că se poate. Cine se așează pe scaun? Oare ce se întâmplă aici? De ce m-am așezat pe acest scaun? Ready? Vom juca un joc. Ready? Da! Mama contra Marei! Trebuie să ghicim culorile din interiorul literelor. Exact. E blu. No! Greșit. One more. Cine oare va câștiga? Ele nu trebuie să citească cuvântul, ele trebuie doar să vadă culoarea și să aleagă exact culoarea potrivită. Eu am 5 mari, are 4, bate. Ce cum tati vină din partea asta acolo? Nu cred! Cât de tare! Iluzia este că el se mișcă în timp ce tu te miști, dar de fapt este pe loc. Pentru a fi convinși că Mara are dreptate, mai facem o dată cu o mânuță pusă acolo. Mâna mea rămâne acolo. Trebuie să-ți pună două persoane. Dar trebuie să fii în același cap cu Teo. Da, trebuie să fii în același. Aceeași înălțime. Foarte tare. Exact, trebuie să fii mai în spate și mai rămâi în față ca să fii la aceeași înălțime. Aici pare că e un diamant și de fapt... Nu e? Intrăm aici? O să fie frumos și aici, dar nu vă arătăm că trebuie să fim toți. Aici cred că bagi mâinile, te mângâie pe mâna pe care nu se vede și te gâdile pe cealaltă, cred, dar nu sunt sigură. I can send you later after the... Thank you. Try to put your face here. Face. Or chin. Trebuie să ne punem fața acolo. Wow. Wow. Don't tell them, okay? Oare ce a văzut Bri? Concentrează-te pe ursulețul din partea dreaptă. Te concentrezi 5 secunde. She will not see. I can see her eyes looking. Este vorba despre o iluzie optică, clar. You're the eldest? Apa curge în sus, așa pare, din cauza luminii. De fapt, ea nu curge în sus, ea curge în jos întotdeauna. Pare un tunel foarte lung, dar e doar o oglindă și o ramă. Aici pare că e o scară în jos. Suntem la televizor? Am ajuns la știri! Breaking news! De bine, de rău, dar suntem prezenți! Wow! Suntem la știri! Donald Drag! E Donald în telefon, se vede! De fapt e o imagine făcută doar de lățușe colorate! Interesant, să mergem mai departe! Wow! Pare că se mișcă! Imagine. Uite, ce frumos! Și fă un pic așa să vezi cum se mișcă. Wow! Mișcă camera foarte puțin așa să vezi cum se mișcă imaginea. Wow, iluzii optice extraordinare. Wow, no, it's okay. E atât de frumos, îl văd pe tati cu telefonul de nenumărate ori și sunt sigură că așa mă vedeți și voi pe mine. Tu te vezi într-o floare mare. Wow! Wow! Jos! Stau în jos! Ia-mi acolo, Ioi! Mama, hai și tu! Lasă-și-o doar ele întâi! Sunt mai mare decât tine! Sunt mai mică, dar de ce? Nu! Wow! Ce magie! Wow! Can I touch it? Stă?
e foarte grea. Carefully. Yes, yes, yes. It's very heavy. Vreau și eu. Yeah. Wow, magia e că deasupra e un plastic transparent. I can try it. Da, da, ai mare grijă. Două mâini. Careful, careful. Poți cu două mâini să încerci să vezi. Așa. E apă, plastic și iar plastic și se învârte datorită luminii. E iluzie optică sau nu? E o fantomă acolo sus, stai să vezi ce face fantoma asta. Totul e 3D, totul e fascinant, iară pare că apa curge de nicăieri, priviți. Uitați-vă prin această chestie. Așa se văd numai alea, tot face așa, se văd doar alea. Super! Ia uitați, 3, 2, 1 și... Mai departe ce avem? O cameră cu susul în jos, priviți-o pe aripi, pe perete. Dă-te jos de pe perete! A funcționat! Are, a mers pe perete! Ne îndreptăm către obiectivul cu numărul 3. Voi țineți socoteala! Mergem, scrieți-ne repede în comentarii. Muzeul iluziilor l-am făcut cam în 30-40 de minute, exact cum a zis domnul de la recepție, dar pe fugă. Turnul Business Center. Inside Burj Al Arab. Deci ați aflat, la Burj Al Arab mergem, de aici trebuie să intrăm. Vedem cine ne ducem până la Arab. Aici trebuie să așteptăm să se adune mai mulți. Am luat o pizza și sus să bem sus. O să bem cafea, o cafea și o bere sus în Burj Al Arab. Fetele mănâncă pizza. Cu boogie, boogie, boogie. Eu vreau în spate. Hai. Noi în spate, wow. Și am plecat. Fetelor, voi vine în spate? Cu boogie, boogie. Mie cam fomiță. Și mie, aș vinca orice. Hotel a fost proiectat în 2 ani și construit în 3. Au spus că vor opri mașinuța ca să facem poze. Pregătite de aventură! Da! Să intrăm într-o lume fantastică, în primul hotel de 7 stele din lume. Sunt mai multe puncte în care ne oprim pentru a face poze. Hai și eu poză. Astăzi Marea văd că e foarte agitată. Ieri am avut parte de distracție. Wow, Marea e atât de frumoasă, priviți-o! Ce valuri frumoase! Ei, am pornit din nou, călătoria continuă! Sunt construite hotelurile așa. Și după aia vrem curge la rar. Acum ne dăm jos? Da, acum ne dăm jos. Gata, am ajuns în scurt timp. Vom intra în clădire. Burj Al Arab. Wow, am reușit să coborâm din buggy și s-a făcut frig. Rose water. Apă de trandafir. Hai, ține bric. Ține, Teo. Apă de trandafir să ne oxaspăteze mâinile. Și tu, tati. Și prosopel. Să ne ștergem. Ce drăguț. Sunt ude. Cu apă de trandafir. Mai și bem ceva, ce drăguț! Ne întâmpină frumos! Thank you! Cheers! Bem și Ariani! Extraordinar de bună! E atât de interesant! Nu știam că vom fi tratați cu prosopele umede! Foarte bun! Mi s-a explicat unde avem voie să filmăm cu unde, nu? Iar acum urcăm, lăsăm prosopul aici! Hai. Așa ceva este extraordinar ce am văzut. Nu ne-au lăsat să filmăm deloc. Așa, deci în interior este super. Ceva ce n-ați văzut și nici nu veți putea vedea din cauza că nu ne-au lăsat să filmăm. Am avut cineva pe nimeni. În coasta noastră care... Asta lângă noi, asta nu e mai bine. Dacă nu avem voie, nu avem voie, asta e. Dar m-aș fi bucurat să vedeți ce mai departe. Wow, e înăuntru. Luxul de aici, nu vi-l puteți imagina la parter.
erau pereți din acvariu, erau acvarii cu pești. Ar trebui să ne cazăm aici o noapte. 3.000 de euro pe noapte la cel mai ieftin și 40.000 de dolari la cel mai scump. Hai că și aici se vede frumos. It's made of Swarovski crystal. Acesta a fost un cadou pentru Sheik. Ce avem aici? Ce avem aici? Așa se vede jos, așa e hotelul. La intrare. Am văzut și eu istorie pe care. Aici e apartamentul transformat în muzeu. Acesta se vizitează, dar îl vom vedea și pe cel original. Apartamentul care costă 40.000 de dolari pe noapte. Acolo o să mâncăm. Apoi vom vizita etajul, apoi parterul și apoi vom merge la locul în care putem mânca pizza și berea și cafeaua și tot ce am avut în pachet. Superb aici. Și acum mi-am dat seama de ce nu ai voie să filmezi de jos la recepție. Pentru că cei care sunt cazați aici au voie să filmeze. Ei se filmează, filmează și nu le zice nimeni nimic. Am fost și anunțat despre asta. Da. Materialele folosite la apartamentele din hotel. O scoică cu perle reale. Aici alte materiale. O altă cameră cu un mega, mega view. Mi-e și frică să mă apropii de fereastră. Briana s-a apropiat mult. Aici se vede că hotelul e înconjurat de apă. Aș vrea să fac o poză astfel încât să se vadă tot. Și Dubaiul și apa de jos. Se poate, tati? Încercăm. Ținuta portarului, ținuta celor de la intrare. Guest Service Executive, cred că la recepție. Ținutele celor care sunt la primirea oaspeților. Asta e ținuta majordomului. Ce frumos se vede afară. E restaurantul de pe terasa hotelului. Cum s-a făcut proiectul. Ne-au arătat aici, în această proiecție, exact cum s-a retras apa, au umplut golul, pe urmă au băgat ceva în tăritură și așa mai departe. Aici se servea cina. De fapt, așa mănânci dacă ești cazat la Burj Al Arab. Și aici un perete care imită un acvariu, dar mai avem unul și acesta. E boasă la cafea, dar cafea. Boasă, wow! Acum putem coborâ. Până să mâncăm mai avem ceva de văzut. Hai. Aici avem o cameră cu sport, cu artă. Un pic cam artificial, după părerea mea. Mm-hmm. Aici sunt marcate momente importante din istoria hotelului. Dar Mara zice că nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Ba da, a descoperit ceva. Acest ursuleț, îl vedeți aici, îl primesc toți copiii cazați aici încă din 1999. Trebuie 40.000 de dolari îți trebuie, iubire. Vreau. Ei, prin 40.000 de dolari. Doamne ajută să ajungi acolo, hai. Să ajungi să ai și să fii aici. Ai pet făcut din aur de 24 de carate. Suntem serviți cu this is normal. Transparent? Ala bocof. Ala absolut bocof. E o cafea foarte lichidă. Trebuie să fie foarte consistentă. Eu nu consum de mod obișnuit cafea. Are o aromă deosebită. Și ceaiul e interesant. Păi, dar tu n-ai avut? I-a dat cu Teo. Sunt curmale, numai Ariana nu are voie. Aici am băut doar acea cafea care seamănă mai mult a ceai și am mâncat curmale. Se pare că nu am luat pachetul care trebuie. Să stăm acolo la geam și să bem o cafea sau un cocktail. Noi am luat pizza, am zis să fie și pentru copii. Și atunci nu se mănâncă aici, se mănâncă în altă parte. Acum vom merge să vizităm camera originală. Royalty din acest hotel. Apartamentul regal, cel de 40.000 de dolari pe noapte. Bravo! Welcome to the Royal Suite, the jewel and the crown of Burj Al Arab. Please come in. Been expecting you. Thank you. Hello. Hello. Deci avem voie să sărim pe pat sau să stăm jos, dar avem voie să pozăm și să fotografiem totul. Vom vedea living-ul acum. El e major domnul nostru. Oh. Harry! Cucu! Acesta e living-ul. Interesant, culorile aprinse. Și totul viu, numai culori vibrante, călduroase, intense. Roșu foarte intens. Se vede marea, se vede plaja și se vede orașul.
ne-a spus din nou că acesta este cel mai scump apartament pe care l-au și costă 40.000 de dolari pentru fiecare noapte petrecută aici. Și minimum poți să stai 3 nopți, deci nu poți stea cu 40.000 de dolari să stai aici. Îți trebuie 120.000 de dolari. Această cameră este camera televizorului, the TV room. Așa i-a zis, iar eu n-am înțeles ce a zis, și room am auzit și nu înțelegeam ce înseamnă, de fapt e TV room, pentru că aici e televizorul la care se uită cei casați aici. Cine se cazează aici? Minim 3 nopți. Am întrebat-o pe Mara, care e culoarea ei favorită, Mara a zis roz. Ia să vedem unde merg fetele. Mie îmi place că parcă ar fi plătit un tur privat, pentru că avem copii și cei de aici se joacă foarte mult copii noștri. Let's open the door right now and let's see what is exactly behind. Ladies and gentlemen, here is the queen bedroom. Welcome home! Ce drăguț le-a urat fetelor, bun venit acasă, în camera reginei, care e roz. Florile sunt roz, în dining erau flori albe, iar aici florile sunt roz. Acolo deasupra este o oglindă. Și aceasta este camera. Să vedem și baia. Wow. Aici regina se machiază. Arată super. Baia e făcută să aibă spumă în ea. Permanent, o fi spumă reală sau e din... M-am scăldat în baia reginei. Toate lucrurile din toaletă sunt aurii. Lucrurile din baie sunt aurii. Camera mi s-a părut extraordinară. Vreau și eu una. Ce? Și se învârte. Aceasta este camera pentru rege și roz. Uite cum stă mișca bradul. Și-i place. Ia să vezi că urcă mai sus. Wow! Și mai departe intrăm. Cred că în dressing, hai să vedem. În dressing, foarte mare dressing. Dar cred că sunt de femei. Femei și bărbați. Cred că sunt pijamalele lor. Și acum intrăm în baia regelui. Aici trebuie tu să faci poză. Baia regelui. Din tavan? Din tavan coboară, da. Dar stai că n-am văzut toată baia și nici nu v-am arătat. Cada regelui nu are spumă pentru a o vedea cum e și în interior. Bănuiesc că e la fel ca a reginei. Pe aici poți să și dansezi. Dacă de mare gust ăsta. Mergem în alte două camere. Intrăm să mâncăm. Intrăm în camera de luat masă. Mamă, ce colorată sunt! Asta fel am. Aici mâncăm noi? Nu, nu mâncăm noi. Mănâncă regele și regina. Din coace avem biroul și biblioteca. A zis că biblioteca se poate transforma în a treia cameră, de aceea are baie și dressing, în al treilea dormitor, astfel încât în apartament să ai trei dormitoare. Florile și forma rotundă reprezintă pământul, iar apa se vede acolo, pe geam, e reprezentată de Marea Arabiei. Și ieșim din apartament până la urmă. Atât am avut de văzut aici, mai avem de văzut multe în continuare. Haideți să mâncăm pizza aia odată, oare unde? Ca de obicei, la ieșire e magazin. Noi trebuie să ajungem la acea pizza. Am avut impresia că aceste voluri, de fapt, sunt în afară, dar sunt voluri, uitați. Tare. Iluzie optică. Căutăm restaurantul. Are prea tare gust a femeilor, adică chiar din pepene, pepene. Așteptăm de mai bine de 15 minute o amărâtă de pizza pe care am dat peste 300 de lei. Așa e, peste 350 mai bine zis, dar n-avem ce face pentru că de la recepție de acolo de unde am arătat biletele ne-au spus că mâncăm la Burj Al Arab și iată că mâncăm pe o terasă, nu sus, după ce terminăm... turul de sus și după ce terminăm tot turul. Wow. Finally! Freshly baked pizza for you. E, sfârșit a venit pizza! Pizza în Burj Al Arab. Face toți banii. E foarte bună. Pizza ordinară. Extraordinară, am vrut să zic că prima dată, Bri. Dar într-adevăr, e doar pizza margherita, cea mai simplă pizza. Pizza pe care o mănâncă întotdeauna Briana. Poftă bună! Thank you very much. Azi, ai ketchup-ul? Nu. Eu zic să-l luăm pe ambele, ca să nu ne trebuie ketchup. Amintire. Luăm amintiri.
Și gata! A fost foarte bun, termin și sucul de pepene. Și la drum din nou. Asta a fost prima parte, pentru că vom face 24 de ore în continuare pentru a vedea toate atracțiile stabilite astăzi. Din nou în buggy! Să vedem dacă avem buggy care ne așteaptă sau va trebui să așteptăm noi alți turiști să ia buggy. Toată lumea pregătită!